the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nu mă așteptam să am ocazia ca în acest vlog să vi-l arăt pe Flaviu. Ca să vă spun toată povestea pe scurt, bine, voi cei care mă urmăriți de ceva vreme știți bine, Flavius are Nișe, un magazin online de parfumerie de nișă, o parfumerie de nișă un pic mai altfel, o să zic mai ciudată. Da, ciudată. Da, dar e ciudată în sensul bun. Dacă există așa. Noi am vorbit atâta pe, ce am vorbit, pe WhatsApp, pe Facebook, pe toate canalele. Și acum, în sfârșit, după cine am conversat, ne cunoaștem și în Facebook. Da. Și face to face. Unde ai venit tu tocmai la București să faci evenimentul ăsta? Păi de aici sunt cei mai mulți clienți ai mei. Și cei mai mulți pasionați și am zis să vin să le ofer oportunitatea să testeze ceea ce nu puteam să le trimit prin poștă sau da. Nu puteam să trimit sample-ul din parfum, că nu-mi permit casele de parfum să fac sample-ul. Da. Personal. Da. Asta e problema între ghilimele. Ele la Arad, deci Arad, București. Dacă a făcut cineva vreodată drumul ăsta cu mașina, așa. Da. Și într-adevăr la parfumeria de nișă chiar trebuie să încerci. Da, trebuie încercate pe pele, că ai văzut ce e aici. Și dacă nu testezi, și diferență maximă și între hârtie și pele. Da. Ai văzut, foarte mare. Nu poți să dai seama. Pe hârtie miroase într-un fel, te dai pe pele, e total diferit. Ce ai vrea tu să te lauzi? Dacă ar veni acum cineva aici care nu vrea să aibă, adică știe parfumeria mainstream, nu știu ce, s-a dat cu un Tom Ford, s-a dat cu un Amouage, ce ai vrea tu să miroase prima dată? Păi am adus special pentru București, am adus The Spirit of Dubai, luxury, da. O casă de parfumuri luxury care, nu știu, pentru mine mi se pare una dintre cele mai bune. Da. Cum ai descoperit totul? Am trecut la Essence, în Milano. Dar eu știam de ei de mai multă vreme. Da. Însă nu mi-am imaginat că pot să prind un contract cu ei. Sunt foarte exclusiviști în alegerea partenerului. Mm-hmm. Nu știu, am avut un noroc și uite că am reușit să aduc pe România o casă de parfum foarte exclusivistă. Dacă vă uitați pe net și o să verifici, mm-hmm, au intrat în cartea recordului cu cel mai scump parfum din lume. Da. 1.400.000 de euro parfum. Da. 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 Sunt foarte elegante, deloc deranjante. Mm-hmm. Cred că da, asta contează, da, foarte mult. Nu au un siaj monstruos de 7 metri, exact, cu toate că prețul e foarte ridicat pentru noi, zic eu. Firește, ceva. Dar sunt ingrediente de calitate și altceva, e altceva. Astea sunt astea luxuri. Mai am de la Claudio Cutuli, alea le-ai văzut. Da, da, da. Alea le-am în exclusivitate, nu cred că, adică, din câte știu eu. Eu nu le-am mai văzut până altă parte. Nu le-am, da, nici eu, și-am căutat. Omul vinde haine, haute couture și da, tot felul de haine, lumânări, ceva lumânări parfumate, le mai are un magazin din, da, București. Dar doar lumânările le are. Mm-hmm. Am înțeles. Dar parfumele nu le mai găsesc. Și parfumele sunt ceva
nu știu, din altă lume. Da, așa da, este. Sunt ciudate. Da. Este unul care e ciudat rău, dar a fost unul care miroase ceva prăjitură pe care o mâncam pe vremea lui Ceaușescu. Nu vă spun că aminte ce, dar știu că era o prăjitură. Da, nu știu, ăla e mai portabil așa. Celălalt ferum este foarte masculin, da. Foarte intens, foarte puternic. Eu mă bucur mult că le-ai adus pe asta de la The Lab. Voi știți că am tot pus pe Instagram cu The Lab, care pentru mine e o descoperire recentă, grație lui Flavius, așa l-am descoperit pe Mario. Da, și le-ai testat pe toate? Acum le-am testat pe toate, așa. Și ce vreau să te întreb, știe română să dea cu parfum? Da. Da. Nu, nu, sigur că știe. Ai viață. Ai viață. Altfel n-aș fi rezistat 2 ani jumate, că de 2 ani jumate sunt pe viață. Cu toate problemele și... Da, pentru că nu e ușoară, este, da. Nu e ușoară de piața asta absolut deloc și oricum tot ce ține de loc și de plăcere, vă zic da, așa. E mai mult. Eu nu am parfum de lux, am din 18 branduri, câte am, 3 sau 4 luxuri. De restul sunt artistice și artizanale. Exact. Sunt mai mult pe indie, pe astea, deci e altceva. Cine merge pe lux? Am adus luxuri ca să am și eu pentru alt da, tip de clienți, că mi s-au cerut altceva mai bun, altceva da. Mai... Da. Am adus și de acela, da. Eu sunt pe indie, artizanal, artistic, deci... Dacă trece cineva prin Arad, poate să te caute. Da, sigur. Și, sigur, da. Și așa, pentru că na, oamenii se mai plimbă, sunt așa, dacă tot trec pe acolo. Da, nu sunt, toată lumea. Acum, chiar acum la eveniment am fost foarte impresionat. Au venit un domn cu o doamnă, o vin din Ploiești. Da. Special pentru eveniment. Păi, mi se pare normal, că și dacă erai la Ploiești, aș fi fost pe capul tău mai des, de aici la Arad. Da, dar nu m-am așteptat, adică au venit special pentru eveniment, da. Nici nu știam că apar, uite, am venit din plăiești special pentru tine. Da, am lăsat așa în presiune și eu. Păi, mulțumesc foarte mult. Cu drag. Baftă. Mulțumesc. Și să vii mai des. Da? Să vină mai des. Încercăm. Încercăm să vină mai des. Așa că vă era dor de anoracul meu, să știți că astăzi l-am îmbrăcat în scop... șamanic, dacă pot să spun, încerc să implor natura asta să ne dea acea iarnă firească pe care ar fi normal să o avem în astăzi ce? Aha, este 17 decembrie astăzi când filmez. Pe 17 decembrie, eu la stație, afară sunt 6 grade. 6 grade la ora 10 și se anunță vreo 14-15 undeva pe la prânz, unde iar mâine am înțeles că o să fie gen 20 de grade. Da, este un fel de Paște, ca să zic așa. Și ce a fost interesant este că ați văzut un pic înainte, am inclus în clip clipulețe de la evenimentul organizat de Flavius de la Nischsent, la hotelul Rembrandt din centrul vechi al Bucureștiului, că i-am luat interviul afară. Și știu dacă v-ați uitat, era unecă scurtă. Clipul este de acum, de duminică. Deci azi e marți, clipul este filmat duminică, da? Deci duminică, în centru vechi, seara, se putea sta cu mânecă scurtă dacă erai un pic mai așa, iar eu eram într-o bluză și un pulovăraș, așa de chelcășoz. Da, și acolo i-am luat interviu. Dar tot am zis, hai să încep cu el, pentru că vreau să vă zic că am o grămadă de chestii aici în jurul meu, pe care nu știu când trebuie să mă grăbesc să vi le prezint, să vi le arăt, pentru că aștept astăzi, în sfârșit, aștept comanda de la Import Direct. A fost făcută joi, azi este marți. Dar este de înțeles pentru că este o perioadă foarte aglomerată și ei anunță lucrurile astea, dar astăzi, nu, ieri am primit SMS-ul că deja se pune pachetul la curier și da, la mine în casă menagerie, cred că ați observat, oricum în ultima vreme. Și chiar acum că tot vorbeam de Import Direct, fix înainte să mă așez aici, am zis voi să mă dau și eu cu un ruj. Știți poza aia care circulă pe Facebook, pe social media, ce faci într-o zi că nu stă bine părul, te dai cu ruj cu maimuța care e așa. Eu astăzi sunt în acea postură, m-am dat cu acest ruj. Rimmel London, care este luat de pe Import Direct cu o sumă de aia colosală de 7-8 lei, în fine. Bun. Și eu printre rujurile alea ieftine pe care le-am păstrat. Da, eu sunt snobă când este vorba de cosmetice. Așa sunt. Să o luăm cu Nischsent-ul. Nu știu dacă s-a văzut, de fapt nu știu dacă s-a văzut, că asta e ideea.
Mie îmi place foarte, foarte mult ceva, un eveniment, o chestie de asta legată de blog, unde mă, nu prea stau la poze, nu prea stau, mă trezesc la un moment dat, stai puțin că n-am făcut poze, stai puțin că n-am filmat, oricum pe Flavius voiam neapărat să-l prindem interviu, dar și el era foarte asaltat. Care a fost ideea? Flavius are magazinul online, el este din Arad. În Arad am mai făcut evenimente. Ca să vii de la Arad la București, tu, antreprenor tânăr și nu foarte, hai să fim serioși că piața de nișă în România încă este așa, adică ăia care, cum se cheamă, cei care, să zicem, că au bani pe care îi dau pe parfumuri, fără supărare, încă mă chinuie răceala, cumpără mai mult branduri și pentru preț. Da. Nu că la Niche Scent n-ar fi și parfumuri și de brand, și cu prețuri care să explice de ce sunt de nișă. Asta este că nu sunt atât de cunoscute, nu sunt atât de populare. Adică, ar nu exprim și mai clar, pentru cine e iubitor de parfumerie de nișă. Flavius nu vinde Amouaj, Serchoff, Kilian, Byredo, în fine, astea pe care cam le știm toți de acum. Deja au început să devină atât de populare că parcă au ieșit din zona de nișă. Cel puțin Kilian mi se pare că se duce într-o zonă Rojadov. În fine, toți se duc oarecum un pic comercial, pentru că este normal, este presiunea pieței, este criza economică pe care azi nu mai ascundem după deget, aia e. Dar mai există parfumieri, niște nebuni frumoși, cum îi numesc eu, care fac chestia asta nu neapărat ca să fie niște nume, nu și investesc foarte mulți bani în publicitate, ei merg din om în om, merg pe chestia tradițională. Pe ăștia îi aduce Flavius în parfumeria lui, are și parfumeria artizanală, cum zic eu, el are mult și multe parfumuri ciudate. Ciudate, mă refer, adică care nu, care sunt neașteptate pentru un utilizator obișnuit. Adică, da, nu te duci la Sephora, te duci la Douglas, unde te duce toată lumea azi cumpre parfumuri, așa. Și nu sunt niște arome cu care gen să te fi întâlnit în fiecare zi. Adică și eu prima dată când am mirosit The Lab, am avut așa o chestie. Rihanna, la fel, de la el am mirosit. Ce am mai dat el mostre făcute de el, pe care mi l-a trimis, pentru că pur și simplu eu nu aveam în frațiu cum să fac 600 de kilometri așa ușor. Știți, mai ales în România, știți drumurile. Da. Ei, aici am în cutiuța asta, e un Discovery Set de la un brand oarecum nou, nu foarte cunoscut în zona asta a persoanelor care vorbesc despre parfumuri. Eu nu prea am văzut. Am văzut ceva poze, am văzut clipuri, cred că n-am avut până acum timp să caut. Este vorba despre Testament. Este o colecție, Testament Collection, a celor de la Sweet Arabian. Da? Așa. Așa arată un Discovery Set. Uite, nu m-am uitat pe site. Pot să mă uit acum dacă o are Flavius, îl are. Flavius, dacă te uiți la clip, ne lași nouă aici un comentariu. Sau dacă nu te întrebi, și să lasă aici un comentariu dacă se poate cumpăra acest Discovery Kit și de la tine de pe site. Nu știu dacă l-ai băgat încă acolo. Și arată așa. Mie mi-au plăcut, adică tot ce am mirosit. Ideea este că în timp de 2 ore cât am stat eu acolo, la un moment dat efectiv mi s-a făcut rău de la atâta mirosit. Pentru că, da, sunt parfuri, nici măcar nu sunt desfăcute, nici nu sunt atinse. Și tot se evaporă pe acolo ceva pe lângă ele. Foarte, foarte frumos și Discovery Set-ul. Asta fac multe case de parfumerie de nișă, fac Discovery Set-uri cu, să zicem, cele mai reprezentative parfumuri sau chiar cu toate. Exact în ideea asta, pentru că parfumeria de nișă nu e de aici de acolo, adică nu e ca și cum, bă, cumpăr un parfum, hai că o să-mi placă pe la urmă ce poate să fie acolo. Sunt niște parfum pe care chiar trebuie să le încerci, să te lămurești, o dată înseamnă și o investiție. Înseamnă câteva sute de lei, ceva mai mult, și atunci n-are sens să faci o risipă aiurea, e bine să le încerci un pic înainte. Mie mi-a plăcut cu ce am rămas, așa, pe, dacă pot să zic, pe retina nasului, am rămas cu ceva de la Ghost Nose, Overdose, oare se chema parfum, nu mai știu, da, îl întreb pe Max. Max, știi cum se chema parfum? Evident. Așa, a mai fost ceva de la Sweet Arabian, de la Francesca Bianchi, care este o parfumieră, nu știu dacă este feminin la parfumier, tânără, italiancă, cu școală de artă, stabilită în Olanda și face niște parfumuri tulburătoare.
ai niște parfumuri, cum se spun, foarte, foarte mustoase, așa, foarte carnale în același timp, foarte seducătoare, să zic, obraznice din anumite puncte de vedere, dar parfumerie care se vede că e gândită, elaborată. Cam toate brandurile pe care le găsești la Flavius în magazin, la Niche Scent, nu urmăresc toate parfumurile de acolo, toate brandurile pe care nu urmăresc niște trenduri. Adică nu avem doar niște uduri, ca așa de bine să avem parfumuri cu ud, nu avem doar niște parfumuri arăbești, pentru că așa ar da bine să avem multe parfumuri arăbești. Mi-e acum alt trend. Nu. Sunt tot felul de... Pot să spun că e vorba și niște branduri așa oarecum la limita dintre experimental și parfumerie, parfumerie pentru mare consumator. Că este foarte posibil să nu vă placă anumite parfumuri de acolo, dar este ok, pentru că exact asta fac adevărații parfumieri care fac parfumerie de nișă sau parfumerie artizanală, nu fac neapărat genul de parfum care să placă la toată lumea. Nu. Este foarte targetat. De-aia se cheamă de nișă. Ce înseamnă nișă? O chestie așa. Adică fac parfumuri care, nu știu, poate o să placă la 10 oameni. Da, ăia 10 oameni. De-aia unele ediții Flavius aduce, avea un parfum, scuze Flavius că nu mi-aduc aminte, mi-ai zis, un parfum care e doar în, nu știu, câteva sticle în toată lumea și care e la tine. Mai avea parfumuri de la Cutuli, care la fel mi s-a părut foarte... Deci cam asta e reacția, știi? În prima fază nu pot să le descrii. Și apropo, nu vă ziceam de scris de parfum, hai să mă laud și eu de articolul pe care mi l-au preluat, în fine, articolul care apar în revista Ioana, ediția de decembrie-ianuarie, așa. Dacă am început să mă încălzesc, păi apare cald, eu vreau să vină iarna, acum probabil vreți și voi, dar ăsta e Vlogmas, un fel de Eastermas, un fel de Easter, nu, Vlogmas, Vlog Easter, Vlog Bunny, nu știu cum am putea să-i spunem. Așa, și aici zic de faza asta cu descrierea unui parfum. Le mulțumesc celor de la revista Ioana, în special Roxanei, cu care am discutat pentru acest articol, practic ea m-a contactat. Și zic aici exact ce spuneam și pe blog. Descriu un parfum și realizez că l-ai prezentat ca pe un schelet, ca pe o schiță de bibliotecă. Adaugi considerente personale și îți dai seama că nu au nicio semnificație pentru celălalt. Exact asta e. Dacă, nu știu, vă pasionează și lecturile mele pe print, mie îmi place foarte mult, pentru că îmi place foarte mult să mă citesc și pe print, pentru că pe online mă citesc destul. Bun. De Niche Scent v-am zis, de revista Ioana v-am zis. Hai să vă mai arăt ce am mai primit, că dacă tot am pus în titlu unboxing, e clar că sunt niște unboxing-uri. Continuă colaborarea mea cu Bonprix, probabil vă mirați și voi, mă mir și eu. Eu nu sunt a fashion person, nu o să fiu niciodată. Cu toate astea, se pare că targetează nu doar fashioniste, youtuber și oameni foarte pricepuți. Te rog eu frumos, deci trebuie să-l vedeți pe Max, cum roade hârtia de, cutia de la The Body Shop. Cam acolo și o cutie de la The Body Shop pe care chiar l-am desfăcut-o, habar am ce e în ea. Am desfăcut doar ambalajul de plastic. Așa, dar știe el de ce? Pentru că The Body Shop este dintre brandurile care militează cel mai puternic contra testării pe animale. Așa că e bine, roade acolo cutia. Așa, după ce am de Bonprix, eu nu sunt așa o percepută la modă și așa, dar apreciez că mă aflu prin targetul lor de oameni mediocri la capitolul outfit-uri și așa, dar care trebuie să îmbrace și ei. Ei, asta... mi-am luat ciocate, pentru că mi-era dor de ciocate. A fost în total aici o comandă de 300 de lei și de 300 de lei am așa. Am trei creata de ciocate. Dar nu mai găsesc cealaltă. Pe cealaltă, pardon, cizmă. Dar să știți că sunt amândouă pentru că ieri le-am probat. Am probat că am zis totuși să probez, că dacă e ceva să am timp să le restrez. A, uite cealaltă e aici. Vin foarte bine ambalate, apropo. Pentru cei care n-ați întreabă, oare cum vin produsele ambalate, pentru că primesc și întrebări astăzi la voi, uite, și pungă și... Deci e și cealaltă cizmă. Hei, hei! Bun. Mi-am luat o freche de ciocate. Ce mai am aici? Așa, să le luăm pe rând.
Ultima am un tricou gri. Ați observat. I have a pattern. Am un... mie îmi plac tricourile gri. Este un alt tricou gri. Aici. Am luat o pereche de Jaegeri. Ia să vedem că ăștia sunt ceva mai deosebiți. Au ceva, un model. O să vă las cum sunt de aia mai... Am oare intru în ăștia? Sper că intru. Par destul de... da, intru. Da, un model așa, sunt interesant, adică și sunt și un pic termici. Că na, așteptăm să vină zăpada. Ce faci? S-a în grijă cu astea pentru că ăsta micul s-a apucat de ros. Am terminat și mai am o cămașă. O cămașă roche. Să vă arăt imediat. Am postat eu la un moment dat, cred că ceva pe Instagram, Instastory, whatever, cu tot o chestie de-asta luată de la Lidl. M-aș vrea să fie mai lungă. Da, e bună și așa. Da, nu am așa chestie de-asta. O să vină la un moment dat niște poze cu ele. Am timp, cam 2-3 săptămâni din momentul în care le primesc să și postez peste ele. Max, nu te mai agita pe aici. Da, asta a fost de la Bonfri. Deci toate chestiile astea, o cămașă, o pereche de cizme, un tricou și o pereche de Jaegeri, 300 de lei. Bonfri, mie mi se pare că face haine decente, purtabile, ușor de spălat, prețuri de bun simț pentru cine nu e dispus să investească. Cine vrea să investească, numai să duce, știe singur unde se duce, nu trebuie să zic eu. Foarte drăguț și surpriza de la Elmi Plant, loțiune de corp și cremă de mâini express. Aici un cadou, văd că încă Dana Rogoz este, este ambasadorul lor și apare în continuare și pe cutia asta. Și ce n-am înțeles eu de ce a făcut Dana Rogoz reclamă la Prigat, la mizeria de sub, dar în fine. Există și rațiune economice. Hai să desfacem The Body Shop. Max, care o să până acum o grămadă. Asta e de la The Body Shop. Deci am desfăcut doar plasticul deasupra. O vedem împreună, acum. În... Ia să vedem. Pam, foarte frumos. Nu știu nici pe ce este vorba, habar n-am. Uite că am și o scrisoare. Ce-mi plac mie scrisoarele scrise de mână. Crăciunul acesta, Mr. Santa preia scena la The Body Shop împărțind cadouri din rachetă. Rachetă? Și un pic mai mult împarte darul de a visa și de a, de a-ți transforma visurile în realitate. Te invit să te alături misiunii Dream Big și să inspiri pe ceilalți să-și urmeze visurile. Așadar, tu la ce visezi Crăciunul acesta? La ce visezi Crăciunul acesta? Visez la foarte multe lucruri, dar nu o să le spun acum. Stai, gata, am văzut asta la Lorena. Am văzut chestia asta la Mademoiselle Lorena. Mamă, ce o să se bucure Mihai când o să o vadă. Deci asta e o rachetă. Asta vreau să mă uit și eu. Stai așa. Zicea ceva Lorena. Lorena, eu sunt ca elevul la Leneș, care copie de la ăla care a învățat, care copiază, pardon, Așa, ziceai tu ceva acolo în clip, că poți să mergi în magazin să-ți alegi. Deci nu, Max. Max roade în continuare. Nu, dar cum se desface asta? Vezi, la unboxing-uri când e Mihai mă descurc mult mai bine, dar trebuie să desfacă de pe undeva. Mamă, dar e prinsă. Mai încerc mai acolo și revin. Wow, și asta este o cutie superbisimă. Soothing Almond Milk and Honey. Bănuiesc că este acea gama lor. Milk and Honey. Oh, da, ia uitați ce faină. Superb. Mamă, ce mișto e. Am și crema de nu, e de corp. Untul de corp, scrub. Asta ce este? Almond Milk and Honey Dry Skin Shower Cream. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Tot am zis că o să fac la un moment dat un clip cu toate produsele de la The Body Shop care îmi plac. Pentru că The Body Shop chiar este un brand care are o istorie foarte lungă. Adică, e cam roade altă cutie. Max, stai cu minte. Am foarte lungă istorie. Deci, 20 de ani ori avea? Sau 19 când am primit
primele mele produse de Body Shop aduse de cineva din state, în acea vreme. Am păstrat, mi-aduc aminte, lunguța de la acel cadou mamă, până când am terminat facultatea. Da, da, asta e miștorul de tot, să la chinui să o desfac. Băi, nu pot. Clar trebuie să o desfacă Mihai, dar Mihai e la școală. Bun, asta e. Asta e de Body Shop, îl punem aici. Luăm cutia de la Uriaj. Și eu să vă arătăm aici. Opa! Uite-te la el! Uite-te la el! Ține roate aici! Ține roate aici! Ține roate, ține roate! Da. Și Uriaj! Mă uitam pe blog că primele mele articole cu Uriaj erau când blogul meu era... era încă pe Blogspot, nu era nici foarte bine elaborat, erau poze de alea făcute cu telefonul cu blițul chinuite, vai de mama lor. Eu am descoperit Uriaj cam de prin 2009, dinainte să rămân sarcinată, de așa mi-aduc aminte și după aia le-am început să le folosesc mult și pentru copil. Atunci am descoperit eu cu Uriaj ce înseamnă apa termală izotonică, pentru că ei aveau apa termală izotonică. Veneau ei mereu la Baby Expo constant și mi-a explicat atunci cineva foarte bine care e faza cu izotonică. Am uitat și pe net și am avut așa o revelație. Atunci am înțeles eu de ce mă dau cu alte ape termale și ba mi se uscă fața, ba mi se pare că ceva nu e în regulă. Acum, slavă Domnului, pe piață și la noi au apărut mai multe ape termale izotonice, ce puțin eu două știu, Uriaj și Jonzac. Și am primit un cadou drăguț aici. Chiar mă bucur că am revenit în atenția lor. Bine, Uriaj în România și-a schimbat distribuitorul la un moment dat. Eu atunci am colaborat o perioadă cu altă firmă care aducea Uriaj în România. Am avut și evenimente, dacă vă mai aduceți voi aminte, beauty swap-uri și chestii, da, pe care mi le-au mai sponsorizat ei. Da, și ce am aici? Am Xemoz Balm Oleo Apaisant Antigratage, adică pe românește cremă pentru pielea speruscată care adă mâncărimi, asta este și anti-mâncărimi. Soin d'eau embellisseur, cremă cu apa termală dintre Uriaj, ce mai pe aici. Cremă de mâini, Uriaj, un bilețel. Stai așa că nu mai găsesc balsamul de buze, da, balsamul de buze care o să meargă la Mihai. Pentru că de atât a alergat pe afară, a început să se ustice buzele. Da, și asta este pachetelul de la Uriaj. Bun. Asta a fost tot unboxing-ul momentan. Am zis eu că e tot unboxing-ul, dar uitam. Uitam de ce e mai important. A apărut un magazin nou. Care se cheamă Profimo Pro. Să mă uit, bă, dacă sper să scrie pe El Nino Parfum. Ăsta e bun. Dați voi un pic să mă uit pe internet. Că uite, are un nume destul de ciudățel. Adică, cred că e Profimo. Profimo. Dați să vedem dacă îmi zic o prostie acum. Profimo. Nu este Profimo. Aveți un pic de răbdare și voi cu oamenii bătrâni. Stați așa, că găsesc imediat, pentru că și voi m-ați întrebat, mă uit în mesajele de la voi, e cel mai simplu. Mă uit în mesajele de la voi și văd că m-ați întrebat de el. Așa. Parfimo, bre. Parfimo. Parfimo. Să rețin de acum. Parfimo. Asta a fost comanda. În total a fost 90 de lei cu tot cu transport și o să vă arăt ce am comandat. Mi-am comandat... Od Botte și anume micelara de la Guerlain. Da, pentru că la prețul acesta nu găseam eu nici 1.100.000 de ani. Și ei, finally, vorbim de un magazin care vinde testere originale. Hai, moment de mirare și moment de uimire și așa mai departe. Și deja am folosit-o, am scos-o din cutie, m-am dus la baie și m-am sunat pe de clip. Da, este ceea ce trebuie să fie. Plus că am bafta să cunosc pe cineva care lucrează, colaborează cu ei, o persoană de foarte mare încredere pe care o cunosc de ceva ani și care a lucrat numai la branduri de astea super mega importante, o persoană extrem de profi și care mi-a spus da,
stau liniștită că sunt tot cu produse originale, așa cum sunt o grămadă de alte magazine de tip discounter. Bineînțeles că am făcut comparație cu Notino și cel puțin pentru acest produs îi bate, dar îi bate cu prețul la tester. Testerul vine într-o cutie. Care diferența între tester? Hai să vă zic de ce se fac testerele. Testerele se fac în general de companiile de cosmetice pentru a fi plasate în magazine, la raft, unde sunt expuse produsele lor în cauză, astfel încât clientul să poată încerca puțin înainte, să aibă un prim feeling. La fel, testerele sunt făcute pentru echipele de vânzări ale brandurilor sau de magazine respective. De exemplu, uite cum ar fi Guerlanda, make-up artistul de la Guerlain, fetele alea frumoase care vin prin magazin și vă machiază, el trebuie să lucreze, da? N-are sens să se strice, da, să se risipească din produsele frumos ambalate pentru voi, se fac niște linii separate de produse care ele, ca aspect, sunt la fel, poate au mici, poate să n-aibă capac, poate la anumite parfumuri, depinde de brand, așa. În schimb, caracteristicile sunt aceleași. Este același lucru, doar ambalat diferit. Așa. Știu că pe piață acum la noi este o grămadă de chestii de astea cu parfumuri tester. De ce? Pentru că, în general, tot ce înseamnă tester vine un pic mai ieftin la preț decât produsul standard pentru raft. Pentru că e mai puțin ambalaj, pentru că. Sunt mai multe rațiuni comerciale pentru care sunt ceva mai ieftin. Nu foarte mult, adică un magazin gen Sephora sau nu știu ce, de multe ori, adică trebuie să cumpere testerele sau cumpără distribuitorul testerele și diferențele de preț nu sunt atât de mari. În anumite cazuri, da, diferențele de preț sunt mai mari, numai că a pornit așa un fel de folclor popular că parfumurile tester sunt mai ieftine, sunt mai bune, că sunt mai concentrate. Am, nu știu, sunt foarte multe teorii. Producătorii spun că nu, că, și mi se pare absolut normal, adică de ce să faci produsul mai concentrat, plus că mai concentrat nu înseamnă mai bun, iar la parfum chiar poți să-i deformezi important, în mod să zic, dramatic, poți să-i schimbi mirosul. Cu atât mai mult la cosmetice, dacă ce să-i ridici la asta mai mult după aia? Pe aia omul când îl cumpără pe celălalt ăla de la Rabine și îți dă cu el în cap. Nu. Acestea sunt absolut la fel, numai că circulă în acest folclor așa al cumpărătorilor de cosmetice care spun că testerele sunt mai ieftine și sunt mai mișto. De asta s-au prins niște oameni cu idei nu prea curate în materie de business și au început să facă testere fake, bineînțeles, și le vând la niște prețuri. Vreau să dau un exemplu, un Tom Ford ajunge la 149 de lei, la 50 de mililitri. Păi nici într-un 1.100.000 de ani nu o să scoată Tom Ford ceva așa. Să zicem că face o lichidare de stoc, Tom Ford, lichidarea lichidării, nu știu, îi dă faliment un distribuitor dintr-o țară, Doamne ferește să nu mi se întâmple așa ceva, nu o să ajungă niciodată să le vândă, așa mai bine le face cadou, mai bine le casează, adică nu pot să vin, Tom Ford are o imagine mult prea nișată, nu o să-și dea cu firma în cap, deci dacă voi credeți că o să dați 149 de lei sau 99 de lei pe un test de Tom Ford și la Tom Ford, da, poate că miroase un pic. Adică duce spre Tom Ford sau chiar miroase ca un parfum Tom Ford, dar nu este Tom Ford. Parfumul ăla nici n-a trecut pe strada pe care se fabrică Tom Ford, ca să spun așa. Idem Guerlain, că am văzut că acum au început să apară fake-uri și testere fake. Ce opțiune am văzut este un magazin parfumtester.com sau .ro, whatever, care vinde un fake de Mont Guerlain. Un fake monstruos, adică sticla e urâțită, rău de tot, tot așa la un preț gen 140 de lei și așa. N-are cum, deci v-am zis, nici dacă face lichidarea lichidării, cel mult poți să cumperi la prețul ăsta de la cineva gen ca mine, persoană fizică, care să zicem că am cumpărat un parfum, m-am plictisit de el, nu știu ce, mi-a mai rămas în el cam atât, cel vând să scap de el, că nu mai am ce să fac și îl dau într-adevăr la un preț mai pe nimic, cum sunt atâtea de-astea garage sales, yard sales, unde poți să găsești chilipiruri. Dar în niciun caz nu să găsești tu nici măcar un distribuitor autorizat care să-ți vândă așa ceva. Sunt într-adevăr distribuitori care preiau marfă care e ieșită din, cum este Import Direct, care e ieșită din modă un pic sau
ia niște stocuri care un pic sunt în plus. Ce se întâmplă? Și producătorii se mai înșeală, că și ei sunt tot oameni. Și sunt acolo niște oameni care calculează niște date în spate și la un moment dat se trezesc, băi, am supradimensionat stocul de produse. Trebuie să facem ceva cu el. Că ei plătesc mai mult să-l țină depozitare, taxe, impozite, asigură, nu știu ce. Și atunci preferă să-l vândă repede și atunci se întâmplă să-l dea pe niște prețuri într-adevăr de nimic. De aici vorbim despre zona de drugstore, un pic premium, adică da, și la, pe import, de exemplu, să vedeți parfumul de la Calvin Klein, cu adevăr de-astea, dar nu multe, adică sunt câteva chestii. A fost la un moment dat, de exemplu, mi-aduc aminte de mult, de mult, de mult, când vindea Metro Cash & Carry, vindea parfumuri, câteva parfumuri de-astea mai... gen, am luat Samsara atunci, mi-aduc aminte, era la 30 ml, n-am să zicea 88 de lei, chestia de asta, dar la fel, era un stoc mult prea mare pentru o anumită zonă a pieței și distribuitorul respectiv a avut acordul să îl vândă la un preț mic, mai ca să nu iasă din acea perioadă comercială, să poate fi vândut. Dar sunt cazuri și cazuri extreme și de excepție. În niciun caz nu o să poți să dai 149 de lei sau 99 de lei pe un parfum tester, care în mod normal, cu cel mai mare discount aplicat, poate să coste vreo 500-600 de lei. N-are cum. Adică Tom Ford să-l scazi sub 500-600 de lei, nu. Adică și cei care vândă, exact, cum vindem noi între noi, între persoane fizice, nu. Dar, nu, n-ai cum să vinzi așa ceva. E păcat. Adică, în fine. De asta vreau să zic, aveți grijă de pe unde luați, dar pe la oamenii ăștia, nu uit odată cum îi cheamă, Parfimo, la Parfimo găsiți testere care chiar alea sunt, de aia nici nu sunt de multe feluri, ei au acum câteva testere. Probabil, mă gândesc, au fost câțiva distribuitori mari care au cumpărat mai multe testere decât au avut nevoie, au rămas cu ele pe stoc și la un moment dat le-au scos pe piață să le vândă către alți retailer de tip discounter. Iar eu pe asta, cel puțin pe asta, o de bote, mi-aduc aminte pe vremea când mă întâlneam cu cei de la Guerlain și mergeam să mai văd produse un pic înainte să iasă pe piață. Cel puțin când a ieșit colecția asta, o de bote, creme de bote și așa mai departe, am fost să le pozez acolo, vă aduc aminte că am și pus, dacă nu vă aduc aminte, vă uitați pe blog și vedeți articolul. L-am văzut chiar și în format tester și da, așa era. E printre brandurile unde pot să-mi dau cu părerea pentru că am 15 ani de când pipăi Guerlain, de când miros Guerlain, de când așa îmi dau seama. Deci eu de când am desfăcut pachetul, de când am văzut cartonul, mi-am dat seama ce e, că e Guerlain. Nu pot să vă explic cum, dar sunt niște mecanisme care funcționează. Că de-aia multă lume întreabă, dar cum îți dai seama că e fake sau nu? Și cei care au foarte multă experiență și pot, sunt niște chestii foarte mici de nuanță, de instinct pe care sunt și câteva detalii, uite, exemplu la Tom Ford, literele sau și la Guerlain, tăietura sticlei, calitatea celofanului cu care e învelită cutia și așa mai departe. Dar după aceea sunt și niște alte detalii pe care tu le simți după ce ai avut atâta contact cu brandul respectiv. Deci rețineți atenție și nu cumpărați testere, mai ales că acum vin în sărbătorile, știu că vreți să vă luați tot fel de parfumuri, nu aveți bani să luați și porc și maimuță și mai știu eu ce, dar mai bine luați de la Infinite Love, luați o replică, că am făcut un clip în care v-am explicat replica, este legală, ai făcut-o ok, replica nu te minte, replica spune ok, eu sunt un parfum care mă numesc Infinite Love și semăn un pic, sau am notele cu tare. Ia că aveți că aceleași note sunt și la parfumul celălalt. Ei nu spun că sunt Chanel, ei nu spun că sunt Guerlain. Noi suntem niște parfumuri care încercăm să redăm arome foarte populare și îndrăgite de voi. Și în momentul în care te prinzi care ți-e aroma și care ți-e parfumul, alea da, alea sunt legale, sunt tot în regulă, nu e nimic dubios cu ele, sunt făcute în fabrici, chiar fabrici foarte serioase, pe când fake-urile, asta este periculos la ele, că știu persoane care s-au ales cu niște forme de ast, cu dermatite oribile, pentru că ele miros frumos, nu știu ce, dar după aia ți-e face rău. Eu personal am încercat un Tom Ford fake, l-a adus cineva efectiv să mă întrebe dacă e asta. Mi-am dat seama de când am pus mâna pe sticlă că ceva nu este în regulă, dar am zis hai să pulverizez. În momentul când am pulverizat, am crezut că leșinăm amândouă, și eu și cealaltă persoană. Era înfiorător, adică da, mirosea foarte tare, după aia a rămas în cameră, trebuie să perdea covor, că se pulveriza așa, dar era efectiv toxic.
Ba. Ăsta a fost vlogmasul, cred că numărul 8, cu ceva unboxing, cu ceva povești despre parfumuri de nișă și despre niche scent. Și ia spuneți-mi, cum vi se pare seria de vlogmas până acum? Cât am filmat eu unbox-urile, mama mi-a făcut chec. Voi vedeți cea mai bine să m-a certat că o să le filmez pe hârtia asta urâtă, dar știți, așa fac oamenii chec. Adică nu, eu nu cred că voi pune săptie cu dantelă și cu unicorni sub chec. Uitați ce checuri a făcut și s-au și răcit. Da. Și eu acum o să mănânc chec și vă o să vă fac poftă. Pe blog am postat recent un articol despre machiaj de Crăciun, dar despre altfel de machiaj de Crăciun, adică nu clasicul de machiaj de Crăciun cu glitter și nu știu ce. Dacă vreți așa ceva, vă duceți pe alte canale, slavă Domnului sunt. Eu mă adresez celor cu care nu se machiază foarte des, care vor machiaj natural, care vor să machieze pentru ele, în fine. Și paleta asta mie de la Gerovital, îmi place tare mult, Gerovital Beauty, și am zis că dacă tot am băgat acum niște swatch-uri, să le și filmez. Ia să vedem dacă reușesc să focalizez bine. Op, scuze. Filmez cu o singură mână. Da. Pe mână am aplicat înainte un ser. Atât. Deci serul acesta. Mi se pare mie că are și o, nu știu cum, formează așa o peliculă bună. Eu vi-l recomand să și îl folosiți gen să amestecați cu pensula și cu... Asta cum se cheamă, cu fardul, dacă vreți să vă iasă o textură ceva mai aderentă, dar și mai hidratantă. Da, deci asta am avut bază, n-am aplicat nimic altceva. Nu sunt așa foarte relevante acum pe cameră, știi, nu să vedeți efecte. Ideea este că, ce vedeți aici, exemplu portocaliu este foarte intens, culorile închise, acum culoarea aia super, super deschisă. Nu, n-are, nu, încerc să focalizez, dar nu. Nu e cu... Nu se vede, dar aceea e perfectă pentru bază. Este exact genul de paletă de farduri pentru cine nu vrea să aibă dureri de cap. Are un pic de fallout, dar, adică pic așa din el, dar decent. Adică, practic, cam așa trebuie să fie un fard normal de ochi, să zic. Adică ceva mai natural și care să nu reziste foarte mult. O să vedeți articolul pe blog, chiar vă recomand să-l citiți, vă recomand în primul rând dacă, v-am zis, nu sunteți o persoană care se machiază foarte des, aveți și o vârstă gen 50-60 și vă feriți de machiajele acelea mult prea încărcate, care, hai să fim serioși, oricât de bine ar fi executate, arată bine prima jumătate de oră, oră după care începe să se crape, să zicem așa, oricât de bine ar fi făcută baza. Arătați bine pentru fotografie, pentru așa, dar hai să o zicem pe aia dreaptă, că nu mai rezistăm foarte mult și atunci am genul ăsta de make-up, îl recomand eu combinat cu mult, mult ser. Aș combina acest ser și cu fondul de ten, deși el este destul de hidratant, dar just in case nu se știe niciodată. Da, asta vreau să vă arăt. Și încă o chestie, cu fardurile să nu prea aveți cum să greșiți, că se face... Din aproape în aproape. Cel puțin blush-ul este ideal, este cum am și scris în articol, este pentru cine se teme de blush. Hai să fim serioși că toți mai greșim. Pentru că aplicarea blush-ului chiar necesită un ochi foarte, foarte bun. Asta a fost.